Vă salut, prieteni! Numele meu este Adrian Rednic, iar astăzi am ales să pescuiesc pe Balta Zădăreni, în apropierea Radului, la Tehnica Method. Zilele trecute am avut o partidă destul de reușită pe această locație. Specia principală pe care am reușit să o prind a fost carasul de talie mare și ceva ciortani. Sper ca și astăzi să am norocul să prind aceeași talie de caraș și, bineînțeles, acei ciortani bonus. Se pare că m-a întrerupt o trăsătură. O să vă povestesc imediat și despre nada folosită astăzi și în partida anterioară. Se pare că avem un crab frumos. Despre acești crapi bonus vă spuneam mai înainte. Sper să reușim să-l scoatem. Pare că a fost cea mai violentă plecare de până acum. Locul pe care am ales să pescuiesc, platoul pe care am ales să pescuiesc, are niște structuri și mi-e destul de greu de scos peștele de acolo, dar se pare că a scăpat din structură și am reușit să-l aduc la mal. Nu este foarte mare, dar se pare că este foarte rău. Siguranța, acesta nu este un pește populat, este un pește băștinaș, negru. Deci, după cum vă spuneam, atât astăzi cât și în partida anterioară, am ales să pescuiesc cu două nade combinate, și anume F1 Sweet de la Dynamite Baits și Green Betaine varianta clasică, tot de la Dynamite Baits. Am făcut această alegere deoarece, prin combinarea celor două nade, rezultă o culoare destul de naturală, ceea ce eu zic că astăzi mă ajută, având în vedere că suntem la începutul primăverii, iar afară nu sunt mai mult de 10 grade. Apa pe care pescuiesc este totuși destul de limpede, având în vedere că este o zonă de balastieră, și nu am vrut să sperii prin culoare sau și nici prin aportul foarte mare de proteină. În plus, față de partida anterioară, am adus cu mine peleții F1 Sweet de 2 mm de la Dynamite Baits, pe care i-am umectat cu aditivul aferent acestor peleți, și anume Pellet Soak F1 Sweet. Am făcut această alegere deoarece vreau să îi adaug treptat în nadă și vreau să încerc să cresc talia peștilor. Încă un caras frumos, acum sunt în drill cu el. Știam și din partida anterioară că trebuie stat puțin mai mult pe trăsătură, în jur de 7-8 minute. În cazul în care nu avem prezentare în alea 7-8 minute, trebuie scos și lăsat din nou, că uitați aici. Cu toții știm că în această perioadă a anului peștii nu se hrănesc foarte intens și prin urmare nici trăsăturile nu sunt ca și vara, acele plecări violente, sunt niște trăsături mai anemice. Pentru asta avem nevoie de un fir cu elongație minimă, aproape de zero. De aceea astăzi folosesc firul de la Sufix Super 21 Quick Strike, care are o elongație foarte mică, și un mare plus al acestui fir este scufundarea extrem de rapidă. Pare că am fost inspirat în introducerea peleților în nadă, deoarece talia peștilor este mai mare decât în partida mea anterioară pe această locație. Uitați ce caras frumos!
Recomand în această perioadă folosirea metodurilor de dimensiuni mici, de aceea am la mine noile metoduri de la firma AS, varianta small, de 30 și de 45 de grame. Astăzi pescuiesc cu cele de 30 de grame pentru că nu am nevoie să ating niște distanțe foarte mari, pescuiesc undeva în 25 de metri. Varianta small este ok în această perioadă, deoarece nu vreau să transport foarte mult nadă în apă. Pescuiesc de aproximativ 3 ore și nu am folosit mai mult de 300 de grame de nadă, cu tot cu micropeleți. Bineînțeles, odată cu încălzirea vremii, vom mări metodurile cu care vom pescui, pentru că peștii se hrănesc mai bine și vom avea nevoie să transportăm o mult mai mare cantitate de nadă în apă. Cu acest ultim pește, închei partida de astăzi, o partidă scurtă de 3 ore și jumătate. Până data viitoare vă doresc fir întins și toate cele bune. Nu uitați să ne urmăriți!